Bună ziua, dragi prieteni! Eu sunt bucuroasă să vă văd din nou la canalul nostru într-un nou an. Astăzi eu am pregătit salată cu cărniță de crab. Vreau să vă spun că ea se face foarte rapid. În 5 minute este gata această salată și ea este foarte delicioasă și pe gustul fiecărui. Dar înainte de toate, dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți un like, dați un share, dar noi ne uităm de ce ingrediente avem nevoie și modul de preparare. 450 de grame carne de crab, 5 ouă fierte, 250 de grame porumb conservat, dar dacă aveți porumb proaspăt fiert, tot este foarte bine. Puțină sare după gust, un ardei atașat dulce, roșu sau galben sau de care culoare doriți voi. Și două linguri maioneză de casă. Maioneza eu acum am făcut-o proaspăt, este rețeta la maioneza cea cu ou. Foarte repede se face această sălățică. Mai întâi eu voi tăia carnea de crab, iată așa, nu foarte măruntă. Eu am terminat să tai cărnița și punem totul rând pe rând într-un bol, într-un bol mare încăpător ca să-mi fie comod să amestecăm. Ouăle le tăiem iată așa. Iată așa să fie bucățile mari. Și tot așa tăiem și ardeiul în bucăți măricele. Și acum adăugăm porumbul, puțină sare, cam jumătate de linguriță, depinde de maioneză. La mine maioneza este de casă și eu știu gustul ei. Și două linguri atașate de maioneză. Și amestecăm totul bineșor. Două linguri de maioneză ajung perfect, nu trebuiește deloc mai mult, dar desigur deja depinde de maioneză și depinde de gustul fiecărui. Iată așa, în 5 minute am obținut o salată foarte delicioasă. Câți au mâncat această salată la noi în casă, toți au spus că este foarte gustoasă, care n-au știut gustul, au gustat, au spus că mai doresc așa salată. Și acum o pun iată așa într-un bol frumușel, deasupra se mai poate de decorat cu rodie. Priviți ce frumusețe, dar ce bunătate, nici nu se discută. Și nu ne-a rămas decât să facem degustarea. Superbă! Recomand, este minunat! Este foarte fină și delicioasă și eu cum am decorat o puțină rodie, este extraordinar, așa este dulciu, acriu, este o combinație plăcută. Încercați și voi această salată, este minunată, noi în familie cu toții o iubim. Dar noi am ajuns la sfârșitul și aceste rețete. Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți un like, dați un share, urmăriți-ne pe pagina de Facebook, pe Instagram. Lista cu ingrediente o găsiți sub acest video, dar eu vă sunt pe curând și ne vedem la o nouă rețetă.